iată, imediat după ce a venit în, în România, a fost în fața unui moment greu, dificil, în care trebuie să-și arate sângele rece. Am demonstrat, am avut atitudine și am demonstrat caracter, declarat pentru Total Basket Cristu Șapera la capătul meciului pe care CSM București l-a susținut la Mediaș. Caracter și atitudine au demonstrat și ploieștenii astăzi. Mișorenii au nevoie de stăpânire de sine. Una din două pentru Spralia și este faultul lui Archie la Burlacu. Giambici. Archie se apără la Giambici. Vlaovic la 3 puncte, nu aruncă, forțează! Ce-a făcut? Ce-a făcut Alexander Vlaovic? A avut șansa unei aruncări din prima. A vrut să scoată un fault de la 3 puncte. O decizie neinspirată. Apoi... presiune prea mare pentru american, ratează ambele libere, ploieștenii prin Vlaovic, ratează Vlaovic, Burlacu cu o recuperare mare în atac, ratează însă, Burlacu și este minge pentru Timișoara, minge pentru Timișoara, care are, mai are doar două secunde până la calificare în Final Four-ul Cupei României. Timp de odihnă cerut de Bagnarevici, Burlacu nu se duce la banca lui, rămâne să vorbească cu unul dintre arbitri. Ce final de meci am avut! Vlaovic la un pas să facă, să marcheze coșul calificării. Încă avem șanse, spune Arnautovic. A fost internațional. Pentru Jovanović, faul comis de Burlacu. Două libere pentru Jovanović, nemulțumit Cătălin Burlacu. Că a fost el cel care a trebuit să facă greșeala personală. Este a cincea. Este Burlacu de pe teren. Giambici, Fiartu și Hargrove au câte Cinovici. Spune-mi în două minute. Lasco Jovanović o marchează. Ultima fază a meciului, cu aruncarea lui Santana, s-a aflat faul la Bogdan Popescu. N-am înțeles de ce s-a apărat Bogdan la Santana, sincer n-am înțeles. Vor fi două sau trei libere. Popescu a acumulat a cincea greșeală personală și este înlocuit. Angel Santana. De la linia de 3 aruncări libere, titular în meciul de la Timișoara. Santana a jucat foarte puțin acum. Căpușan vine și el la recuperare. Căpușan a schimbat pe Burlacu. A jucat, o să aibă un meci în care joacă o secundă și un pic. Introdus pentru recuperare. Căpușan prinde Ciuici și e gata totul.